au plecat în armată, au plecat în țări străine să-și găsească un loc de muncă mai bun, sperând într-o viață mai bună. Au plecat să se angajeze acolo unde vi în construcții, dacă nu la groapă, uitați. Acum vorbesc la telefon. Acum oamenii vorbesc la telefon cu mamele lor. Făi, mamă, bagă mâna, trimite și mie un borcan de zacuscă, că plec în țări străine. Eu sunt reporter, mie mi se rupe pula, băi. Ah. Domne, eu văd că tu ai fost mai deștept, ți-ai luat aiazmă la tine. Pe drum, nu să știe. Aiazmă și cuțitul. În mai 17 ani a plecat în Germania să muncească, să muncească la fier beton. În mai 17 ani. Uitați-l pe prostul ăsta la altul. A venit să culeagă flori. Să ceartă cu gagică, să ai zice, când mă întorc din Germania, dacă te-am prins cu alt borac. Pe lângă ce borac ți-am lăsat eu acasă. Deci pe lângă ce ți-am borac ți-am lăsat eu acasă, dacă văd alt borac te mor. Priviți. Acolo. A plecat țăranul la munca de câmp. A zis că tot câmpul ăsta care îl vedeți aici vrea să facă numai vișini și în ei să crească ceapă. A zis că e o nouă combinație asta. Uitați-l pe câmp. Țăranul e pe câmp și face video chat. Zici că desena cu stânga, dreacu, nu-l mai filmez, că e prea scump telefonul pentru fraierul ăla. Ia zi, domne, tu cu aiazma mână. Eu cu aiazma mea, dă-te, niciodată n-am să pierd. Ia uzi. Aici l-avem în față pe mecanicul de tractoare care repară tractoarele pentru că... Eu sunt impresarul, îi duc la produs de direct. La... Să-și pula cu mătă.